că sunteți aici din Solovăstru și cunoașteți satul foarte bine. Cum a evoluat satul? A mers înainte, a mers înapoi? Față de acum 30 de ani, cum arată acest sat? Bine arată. Bine, foarte bine arată. Înainte a fost mai greu că a fost Ceaușescu și a fost colectivul. Și, o mai rău. Dar pe amul a mai revenit. Vă place ceea ce găsiți în sat? E ceea ce vreți dumneavoastră sau ar mai fi loc și de altceva? Ce să fie de altceva? Pentru ce? De asta cu politica, pentru că ați văzut la centru lucrurile se tot schimbă, acolo se tot ceartă, că acum așa ne-am obișnuit. Vă afectează în vreun fel aici pe dumneavoastră faptul că cei din Parlament se tot ceartă pe legi, pe pensii? Dacă acolo noi nu putem porunci la ei din Parlament, că ce să facă și ce să... Na, nu știu ce să zic, că eu nu știu multe, că nu prea e spinsat, că nu-mi place. Ileana, aia era, ea spunea că umblă și tot ce ele. E săracă. Nu că nu aude săracă. Noastră, cum vi se pare? Dacă ați fi primar pentru o zi aici, ce-ați schimba? N-am schimbat nimic. Absolut. Cum e bine. Chiar totul e așa perfect și n-aveți nimica de comentat? Nu. E o pensie asta normală pentru... Aveți nevoie de mai multă pensie? Adică e suficientă pensia pentru cât ani ați lucrat în colectiv și pentru cât primiți acum? 2 milioane capă de la colectiv. Și după vorba 3 și de veterani 1 milion și am. Ai de colectiv mi-o tăiat-o. De-am fost și pază 8 ani la ceapă eu. O tăiat-o, mi-o lăsat-o bărbatului. Bine. Dar cel mai mare năcaz al țăranului român care ar fi? Păi ce să știe? Nu știu ce să zic că ar fi. Cel mai mare lipsă, țăranul român de aici, din Solovăstru, care credeți că e cea mai mare lipsă de care suferă? De sănătate și tot ce bune. Care sufere, nu ne spune la ce suferă. Chiar așa. Vreau să vă întreb. Sunteți cu cea mai multă experiență, da? Dacă ar trebui să fiți primar pentru o zi, ce ați face în ziua aia? Ce ați face ca primar aici în satul ăsta? Așteptăm bine, la toată lumea bine, nu? Nu știu, aveți apă, aveți gaz, aveți pensii frumoase. Avem, doamne, smulțam. Toate alea avem, numai bani să știe să plătim. Plătim și avem de plătit. Politică să mai face în satul ăsta? Noi nu avem așa ceva. Noi nu. Noi umblăm la biserică ca bătrânile, mai la mănăstiri merem, la rugăciuni ca bătrânile. Dar tinerii vă convin ce fac? Păi acolo e treaba lor. Nu ne ia pe noi în seamă ei. Asta nu-i plăcut. Nu, niciodată. De ce? Că rușinea s-a dus de pe pământ. S-a dus. S-a dus rușinea de pe pământ când le vezi în fundul. Frumos, domnule, vă spui. Nu-i frumos să arate la televizor prostiile astea. Pentru că copiii se învață de la televizor. Și atunci poți tu, părinte, tăi să-i poți latri, să spui că tot atât ai. Își pun ațele printre picioare și o duc să vadă. Nu trebuie. Tată cu fată și face copii, nu trebuie să spui de-alea la televizor. Crezi? Influențează? Păi da, nu. Cum să nu? Influențează că nu pentru știu, că... Noi n-am fost așa, că când a fost sama noastră, am fost cu rușine. Oricum, am un nume asta rușine. Și așa că numai alea nu ne place la televizor să nu mai arate de alea. Haideți și dumneavoastră mai aproape un pic așa de grupul ăsta, că nu mi se întâmplă nimic. Vreau să vă întreb, pentru că văd că sunteți aici așa destul de unite, am spus, cu experiență, aș putea spune, pentru că locuiți în satul ăsta de foarte multă vreme. Dacă ar fi să faceți un exercițiu de imaginație, așa să vă imaginați, cam cum credeți că o să arate satul ăsta peste 30 de ani? Că se schimbă oamenii, și bun și răi, și fac și rușine, și om care îi lăsa de la Dumnezeu, la mere pe drumul.
spun. Foarte, foarte rău, de tineretul ăsta foarte. De guvern, de parlament sunteți mulțumiți de faptul că agricultura asta merge cum merge, că aveți că n-aveți bani, că aveți că n-aveți subvenții. Agricultura e pentru oamenii ăștia care au fost mușitori de demni și tădeauna. Păi ăștia la alții sunt mai așa. Nu mai le trebuie nimic. Ce să vă mai povestesc? Eu n-am pensie destulă și mănâncă jos, că-ți văd de 28. E 28 de ai. E 28 de ai, îți văd. Tineretul astăzi știu să meargă la discotecă și de la lor, dar nu știu că agricultor. Și de unde trăiesc? Ia, de la bătrân să facă. De unde trăiesc? Nu de pe pământ? Nu de pe pământ, la rămâne pustii. Asta vă spui, asta e gata. Rămâne pustii, domnule, rămâne pustii. Dar ce? Dar nu se gândesc de acolo, măi, și pâinea, de acolo, măi, și mălica, de acolo. Nu se gândesc pământul, nu. Nu e bun, domnule, așa. Dar se gândesc numai la vorbe urâte. Vorbesc înainte la bătrâni, vorbe neplăcute. Și parcă ți rușine ție, nu lor. Am tineretul, nu știu să mușească. Nu știu muși. Nu pune la orice, nu știe, pe ce pui mâna. Degeaba poate sunt și părinți care îi lasă de banii lor, nu știu ce să zic. Dar îți spui că asta nu-i plăcută. Dar ceva bine trebuie să se fi întâmplat în sat. Ceva tot bine trebuie să fie la tăia rele pe care le spuneți în sfatul ăsta a înțelepților. Ceva, ceva bine ce s-a întâmplat în sat? Ăștia vin, amurelile ăștia vin. Că nu ascultă și vorbesc urât cu bătrânii și nu e un seamă. Aia e baiul. Un lucru bun trebuie să fie. Na, pe un lucru bun trebuie să fie, că se duc dacă la discotecă. Nu. Nu. Dacă nu-i, nu. Dacă nu-i lucru bun, ce poți face? Nu sunteți optimiste deloc, numai pesimiste. Da. Că numai lucruri rele se poate întâmpla aici. Da, și mai. Are familie bună și crescută bine, domnule, ăia are și... cum spune cineva, are și credință și au tragere la părinți. Dar sunt multe familii bune. Chiar cum văd la mine, am familia mea, de la băiatul și nepoțul meu, tare mă bucur în ei. Sunt copii învățați, buni, am fost sărașă. Și mulțumim lui Dumnezeu, că tare foarte. Unul e locotenent și unul e capitan. S-a făcut bine. Sunt multe persoane în vârstă aici în sat. E un sat îmbătrânit sau așa? Printre ele? Acolo pe uliță ai mare multe căzi rămân pustii. Sunt rămasă pustii care cum să mor, nu mai, și nu mai vine nimeni. Nu lucră nimeni nimic. Acum, vă rog să vă spuneți numele fiecare. Ileana mă cheamă pe mine Anti. A cui? A lui George și Ileana. Așa da. Vă zice în sat? Câți ani aveți? 87. Mulți înainte. No, eu mă numesc Paulina Petraș. Vă spunea cuiva din sat? Păi nu. Păi ia-s morță, ia-s morță. Mă gândea că aveți o poreglă sau ceva. Nu, nu, asta e Paulina Petraș. Nu e altul nimeni așa aici în comună. Nu e altul așa pe numele meu, numai eu. Eu sunt pescărul Margareta. Lăcătuș Maria. La, numere măicuță, eu din satul meu
la 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 la. Strași cărările mele de-altă dată, la 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 la. Mult o mai trecut de când nu le-am călcat, la 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 la. Și-mi dorice frunza legănată în gie, la 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 la. Și-mi dorice scumpa mea copilărie, la 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 la. Dor și de prunișori gingă poartă, la 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 la. Și de fântâniță vece și-ai curată, la 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 la. Unde mereu iuce sara cu cântuța, la 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 la. Să-și tâmpere seceata ai ca și măicuța, la 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 la. Mai întoarce, Doamne, iar odată roata, la 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 la. În o grade să-l mai văd râsând pătata, la 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 la. Când îmi sărută cu dragoste obrazul, la 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 la. Și eu nu știem în lume și în cazul, la 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 la. Dar omului așa și-i frumos să duce iuce și să gata, la la la.